Salut la toată lumea, eu sunt Dragoș și astăzi bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi vă facem un clip ceva mai special puțin întrucât reacționăm la primul meu video cu Free Fire de pe acest canal. Știți cu toții că canalul meu nu a început cu Free Fire la bun început, mă așcam și ce era la mod de pe atunci Clash Royale și nu mai țin minte ce jocuri mai testam, dar nu a avut mare impact, însă Free Fire a fost punctul meu de plecare, așa că astăzi o să reacționăm la primul meu video de Free Fire. De menționat, eu mă joc cam de vreo săptămână până să postez clipul, așa că nu o să fie chiar gameplay din prima versiune a jocului, dar sper că o să vă placă și dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să lăsați un like, să-mi spuneți în comentarii la ce video vreți să reacționez. Am deja mici idei despre ce videoclipuri este vorba, însă vreau să vă părerea, poate găsim și pe YouTube ceva relevant din acea perioadă la care să reacționăm, vom vedea. Haideți să-i dăm drumul la video, să vedem ce se întâmpla pe atunci cum era joc. Dă-i raleșniel, dă-i până nu-i dă viață la coleg, dă-i. Bă, începe, mamă, intro ăsta vechi. Da, pe aceea nu mă chema Fusai Gaming. Aveam alt nume, nu atât de creativ, dar na, era frumos intro ăla pe vreme. Mamă, lobby-ul ăsta de default pe insulă. Chiar mai șmecher lobby. Era tot așa simplu. Erau copacii aia în care puteai să iei, puteai bugaia și te sui în ei, erau multe chestii interesante, era foarte bucuri jocul ăsta. Telefon îți vede bine, vă garantez. Nici acum nu e foarte strălucit în găsit o grămadă de bucurii, te știu. Trebuie să găsesc ceva care îți transmite. Mi-a tot acolo cu bluză de veteran. Da, să-l vaie pentru voi. Videoclipul ăsta nu mai știu când a fost filmat, a fost filmat în 2017, am impresia. Ceva în genul. Nu mai știu exact. Mamă, harta. Pun eu sem. E harta veche, dacă vedeți, e prima hartă din Free Fire și aveam atunci Waterfront, exista Bullseye, era Ranch-ul. Mă rog, aici e Graveyard, dacă mă rog, de Ranch la Waterfront era și este Bullseye-ul. Și mă schimba Peak-ul, știu că nu mai e același, hangarul l-a schimbat între timp, office-ul ăla la fel nu mai există. N-avem Sentosa, normal. Nu știu ce s-a mai schimbat pe aici. Mă rog, avem barajul ăla acum, insula aia unde e Fishing Village-ul, nu știu dacă mă, cred că astea sunt toate modificările majore de pe hartă. Oricum s-a schimbat mult harta, uitați voi cum era atunci și gândiți-vă cum e acum. Ai mi-e serios, hai de unde am sărit. Eu am intrat. Parcă arată mai bine. Rareș, n-avea cel mai bun microfon. Dar vreau să facem pe Rareș pe un video, să testăm amândoi Free Fire după... El nu știu, vreo 4 ani și eu după vreo un an de zile. Un like la video și poate reușim. 3, 2, 1, sari. Mamă. Atunci nu era chestia aia că dai follow la co-echipier, sari și ce animație avea jocul. Mamă. Ce animație avea când sărei. Acum glider-ul e toate chestiile alea. Bun, așa, pe acolo, așa, acolo vino. Și aici pradam în gol. Opa, da, ușor. În loc să stau să mă duc înainte. Ei, care v-a jos, îmi plăcea mult Star Plantation în perioada aia, nu știu, era locația mea preferată. Între timp s-a mai schimbat, nu știu, mai fost și Milu. Am mai știu locații, mi-au plăceau, sincer. Uite, grafica de la casă. Da, era ce vă ziceam, că noi în prima versiune de joc, e fost un update, fix atunci când... Vreo câteva zile înainte să mă apuc să filmez clipul. Deci, de ce vei cred că toți playerii... Toți playerii și în momentul de față, prima dată când intră în Free Fire, nu știu de sprint, efectiv. Merg așa din joystick. Ce sunet avea mașina. Ai grijă, nu te calci, intră într-o casă, nu te calci. A, el avea mașina. Ups. Doamne. Ai murit? Bun, am găsit semnul. Era totul. Vezi, avea câteva meciuri când ne-ți post în clipul ăsta. Deci... Ai tu viață puțină sau mi-ți pare bine? A, tu ai AK, e șmecher. De ce avea așa puțină viață? S-a intrat cu mașina în casă. Ce fraier? La kill aici. A, îmbubuie mașina. Ce fraier? Da, îmbubuie mașina și atunci bubuie instant mașina, lol. No. Eu am știut că ai timp să te mai dai jos așa, dar atunci bubuia pe loc, efectiv. Vreau mai e unul care vrea să intri în casă cu mașina. Da, dar ce boți eram.
Amândoi. Nu văd. Oricum, a fost fain la clipul ăsta că am reușit să fac și buia. Nu, mi s-a părut. Iar asta a fost super fain. Și nu am chinuit mult, adică am avut meciul ăsta. Da, uite. Și după încă unul în care am făcut buia. A schimbat și butoanele o leacă, dacă observi. O leacă, așa. Așa mai accent o leacă pe atunci. Uite, parcă vreau să-ți mai bine, părerea mea. Uite ce e aici. Da. Hai de mai încolo, oleacă. Oleac! Nu stăteam să ne batem cu ăștia. Da, și am zis că murim aici, dar l-a văzut Ferrari și cu AK-ul. Vino aici, vino. Ferrari și-a mea o să te-a fi de-a finish. Sunt curios dacă mai există playerii ăștia. De unde trage? Mă rog, ce ai vreau, nu mai au același nume. Dar nu știu de unde trage. Domnule, ce pierdut teren și doar îți arăta avere. Arăta de unde dă. Arăta de unde dă, da? Na, știu eu, până... Mi-am luat-o. Până te înveți mai dărează. Vă level 5. M-am luat în copac. Ați prietenii mei acolo, vezi. Ai, dar să-ți lua damage. Da, mă spune să facă Sol Creangă. A, nasa. Sol Creangă. Mai slăbești. Hai, vrem unde am sărit în match-ul 2. Opa, mai sunt 2. Mi-i doi am sărit în pic. Picul care... Nu, nu. Bă, nu, era nu, ceva. Cred că mi-am speriat o leacă, da, pare că cred că fugim din pic. Văd ca mulți player. Sigur. Că am mai văzut doi care au coborât pe aici. N-am înțeles de ce nu trăgeam de joystick ca să mă duc mai repede. Trebuie să avem grijă. E foarte amuzant să te uiți așa la clipul din trecut, să vezi cât de dobarete erai la început. Și cum ai evoluat în timp. Și nu exista, nu te stare de pe acoperiș pe ăsta. Eu nu țin minte când s-o băga chestia aia să poți să cazi de pe acoperiș pe... Bun, hai că mamă, Deagle la rank. Era să mă omoare. Deagle la rank, vere. Like dacă ați prins și voi Deagle la rank. Că nu a ținut foarte mult. Era, cred că am preferat al lui Ronaldo dacă era așa acum la rank. L-am găsit merchit. Am găsit și eu. M4, ce-mi plăcea mie M4 pe atunci? De unde a plecat asta? M14, M14 a fost nașpa. Mă întregeam pe SS-ul. Stai, dar și pierduți eram. Da, nu există pe atunci animație să sari geamul, trebuia să te pui crouch. Doamne, ce vremuri frumoase. M14, mai zis, o armă foarte nașpa, nu recomand. În perioada aia. Uite că nu o întâlnesc. Filmeteul la fel, foarte nașpa. Nu înțeleg de ce nu jucam eu două arme. Nu mai am loc în inventar, ia tu. Nu știam nici cum să schimb arma sau? Păi știam, m-a dus capul. M-a dus că am dat pe M14, dar nu cred că știam. Toată lumea joacă la început cu două arme din astea aer, dar nu înțeleg de ce. Ai mers în balcon aici? E pur și simplu, e o chestie care o văd din totdeauna. Ce e ăla, medkit? Da. El e, mai ai loc tu? Că eu nu mai am. Unde ce greu ne mișcam. A venit și playerul, noi n-aveam o treabă. Nu trebuie, te-aș amit eu. Pe te-am dat cap, da? Te-am dat cap. Mamă, și pe atunci, voi nu știți, dar pe atunci, mamă, m-a dus capul să mă pun crouch, să mă pun pe burtă, vezi că... Pe atunci, dacă tu puneai unul nou și cu echipierul dădea finish, cu echipierul fura kill-ul. Câte kill-uri s-au furat așa, n-aveți voi idee. Efectiv. Trage la acolo, de apasă pe inventory și trage la acolo. Draw, așa. A, mi-ai dat două. Nu pot să le iau pe două. Stai să scoți ceva din inventar. Aveam glanțe SG și n-avea nevoie de ele. Băi, amuzant. E amuzant să văd toate chestiile astea acum. Așa. Mai ales că cum mă știu pe mine în momentul în care am părăsit joc. Cum stăm deci chiar e foarte amuzant ce se întâmplă în acest video. Hai să vedem cum suntem pe cerc ca să știm ce facem. E un păr de mic, ce să vrei de la mine? Eu zic că... fix în centru, perfect. Aminte de update-ul ăla pe Assassin's Creed. Deci update-ul ăla cred că o să fie cele mai bune chestii. Singura colaborare decentă din tot jocul ăsta, mă jur.
Bun, hai vedem. Nu mi s-a părut așa wow. Eu zic să mergem. Da, chiar a fost interesant când o modificam mapa, au băgat turnurile alea. Erau vechi niște chestii, nu le-a adăugat, e super fain. Mamă, și iarba asta, mamă. Da, voi nu știți cât de bună era iarba asta ca să se ascunzi de ani timp. Văd, nu prea mai avem iarba. Nu mai avem iarba asta, din păcate. Nu știu dacă mă jucam full control atunci sau precise. Eu cu o bună perioadă m-am jucat precise, că îmi plăcea un scopus să trag eu. Dar nu mai știu dacă am jucat și default sau full control. Da, nu chiar nu mai știu. La casa aia mare am venit. Chiar în examen eu pe aici. Da, Inghil. Hai tot acolo. Să-i dăm mai încolo, ia vedem. Ne avem niște bătaie. Hai la casa asta mare. Uitați cât de mare e iarba. Hai aici, hai aici, repede, repede. Dar mine se vede. Bă, eu nu iau 10, dar așa îmi vedea. Am uitat atunci, te arăta numele la jucători când primești mintea pe el. Îți după casă aici. Avem niște chestii faine care nu de cine au rămas, dar e ok, mă rog. Mamă, și era, era de Crăciun aici și practic când venea drop-ul, cânta melodia asta și nu venea niciodată. Abia acum, recent am... Recent, na. De câțiva ai mi-am dat și eu seama, mamă, cutia aia pe care te-ai ascunde. Ia uzei, iară. După acum, după câțiva ani, am sezat și eu că era de la drop, sunetul ăla. Mă, 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 treci în casă, treci în casă, că vin rachetele înspre noi. Incredibil. Ia uite-l. Mi-a dat loc, mi-a dat loc. Și mi-a furat rare. Mi-ai furat kill. Rare și mi-a dat oricum kill. Stai așa că ne bubuie ăștia. Nu mai știu cum mă bubuie aici. Mă, un backpack 3. Vezi, chiar a luptat băiatul. Și veste 3. 3. Gloanțe multe. Medkit-uri. Helmet 2. Mă, vezi, chiar a luptat băiatul ăsta. Hai că-ți dau și ții, vin aici. Ia vedem. Mai găsim vreun neon să ne batem. Ce op. Dar n-ai luat-o pe a mea? Aia, și acolo nu știa de loot. Am 5. Le-ai luat? Încă am 0 kill-uri. Deși am pus 2 player nou. Crăciun aici? Doamne, cum e? Zidul a fost albastru. Nu mi-am amintesc că zidul a fost albastru. De stânga de la pic. Alaxin, dacă prinzi acest video, nu știu dacă tu ți-amintești. Stai jos aici. Tu, eu mă fereastră asta, tu ai... Nu, de fapt, tu uiți fereastră, eu păzesc cările. Eu păzesc cările. Bă, aici m-a jucat cu două râuri, dar nu înțeleg de ce m-a jucat cu două râuri. Nu mă cea capul. Mă rog, Battle Royale, singur Battle Royale care era vremea aia... mai ok... Mă rog, erau H1, Z1... Mai era PUBG-ul pe PC. Da, eu am crezut că... Și pe telefon, Free Fire-ul a fost primul. Na, dacă nu știți care-i povestea, eu m-am apucat de jocul ăsta pentru că căutam un joc care semne cu PUBG-ul. Mamă, cum ar fi să calculator, să fii pe telefon. Când să și așa am găsit Free Fire. Beni parcă l-a recomandat numele, dar tu știți pe Beni. Este Beni în chat. Așa. Și da, cam asta ar fi faza. Așa am găsit eu jocul ăsta. Să nu faci prea mulți pași. Am văzut că s-a băgat o căruță acum recent. Spuneți-mi dacă e adevărat chestia aia, că parcă cred că e prea troll. Așa nu văd pe nimeni. Ieși și rotești. Dacă faci ceva sau e doar vezi. Ai văzut cineva? O cosmetică, ceva pe mapă, decorații. Ia, sau opa, mă duc capul strâng în aia. Care nu era. Hai că nu era mașina aia, că am văzut-o eu din trecut. Opa. Era un șpeperi în viață, hai să-i dăm mai încolo. Mașina aia nu era. Ne mai găsim și noi în player. După noi cineva. Mamă, câte chestii sunt aici. Vezi dacă mai e nevoie ceva. Lord. Bă! Ia. Yeah. Voi vedeți ce e acolo? Voi vedeți? Vede mouse-ul, nu? Voi vedeți că e tablou de la gen... Michelangelo, Da Vinci, nu știu. Scrieți în comentarii cine a făcut tabloul ăla cu fața care țipă. LOL. Ok. Mă rog, răspun clos pentru copyright. Muzele ăsta pare ok. Muzele ăsta. Mamă, ne mai bate și noi? Fugi, fugi, ia, aici era bătaie. Stai, stai.
Uite și dropul care era un cadou. Ce frumos. Mamă, era dublu strat. Ah, de aia nu mi-l amintesc eu. Era dublu stratul. Hai, pe copac. Era de fapt niște... Fugi. Hai, că se poate. Copacul ăsta nu mai e aici. Sau e? Era spierzi acolo urât. Nu mai știu. Oricum, știu că zidul ăsta e schimbat mult. La spate. Păi, eu ți-am zis zidul, vere. La scări. Văd pe unul. Ai luat 2 stop? I-am prins câteva bucăți bune. Am dat ce bucăți am dat. Da, mă jucam precise, că văd că n-a oferit ținta pe el la scop. Păi tu l-ai omorât. Nu era ca... Erau 5 playeri în viață, noi 2 și încă 3. Hai, avem șanse, mai sunt 5. E, panicat eram. Am făcut un kill, dar nu știu pe cine, cred că am rata faza. E acolo. Uite, e în iarbă, vere. Era în iarbă, vedeți ce zic, nu-i vedea efectiv în iarba aia. Iarba era mult prea înaltă ca să vezi playerul. Aia 2 vin de jos. Ai grijă că aia 2 vin de jos. Incredibil. Eu știam că ultimii 2 s-a cort. Trebuie să vin aici. Nu știu că a fost primul meu buia din tot jocul. Mă rog, a fost sigur primul de pe video. În tot jocul nu cred că a fost. Cred că am mai făcut înainte. Uite. Nu. Rareș apără-mă. Rareș apără-mă. Apără-mă, oleacă. Nu era nici animații când ne dai medkit-ul. Bă, niște vremuri frumoase. Aici eu cu 5 glante nu dau reload. Am Valorant trag 5 glante, dau reload. Am zis dar ce sunt. Opa. I-am dat pe unul pe jos. I-am dat pachet. Dă-i Rareș în el, dă-i până nu-i dă viață la coleg, dă-i. Le-am urât? Bă, frumos, și screenshot-ul acolo, să fie la colecție. Aha. Sunt screenshot-urile astea salvate, le-am acolo. Nu mai suntem. Ce bun suntem. Da, 3 kill-uri. Bă, un video foarte frumos, sincer, mi-a trezit foarte multe amintiri. Și, bă, chiar mi-a plăcut. Vezi că aveam și limite de bani, de puteți să-i faci într-o zi. Acum faci bani nelimitat să mor. Bun. Dacă v-a plăcut acest video nou, nu uitați, lăsați un like, lăsați un comentariu la ce video vreți să mai reacționez, deși cred că știu și eu cam la ce video vreți, dar sunt curios totuși. Și da, ne vedem într-un următor video. Pa, pa!